știți că eu am încercat să fac atmosfera mai cozy, am aprins becurile sus în bibliotecă, dar nu se văd, pentru că nu intră în cadru, că trebuie să intre prințesa. Așa că ne mulțumim cu ea, da? Deci ea este atmosfera noastră cozy și dacă vedeți în spatele meu, raftul ăla arată puțin dărâmat. Există un motiv pentru care raftul ăla arată dărâmat. Am un ceai super fierbinte. Eu aș vrea să beau din el, dar nu pot că e atât de fierbinte, de-abia l-am luat de pe foc, încât ard toată și așa, pare că scot aburi ca dragonii. Hello, ce faceți? Astăzi vorbim despre ce vreau eu să citesc în 2024. Mi-am ales iarăși 24 de cărți pentru 2024. În cazul în care n-ați fost pe fază, anul trecut am făcut aceeași figură. Am ales 23 de cărți pentru 2023 și acum a venit momentul să vă spun cum m-am descurcat cu acest, să zicem, challenge sau, mă rog, whatever, cum m-am descurcat cu această listă, cu acest TBR. Unii ar spune că foarte prost, eu aș zice că decent. În sensul că, din cele 23 de cărți, m-am uitat acum la clip, din cele 23 de cărți pe care mi-am propus să le citesc în 2023, am citit 5. Le-am dus la capăt și trei le-am început și nu le-am terminat. Sunt în curs de terminare. Când le-ai terminat, nu știm, dar le termin eu. Așa. Deci asta, ăsta e bilanțul. Și în un om normal s-ar gândi, da, auzi, dacă tot anul trecut ți-a mers așa, de ce mai faci și anul ăsta clipul ăsta? Pur și simplu, de fan. Oricum, am zis de la bun început că nu este ceva bătut în cuie, este doar o idee de TBR, ceva ce mi-ar plăcea să citesc în cazul în care am chef. Eu oricum sunt un mood reader și citesc în funcție de starea pe care o am și dacă nu s-a ivit prilejul pentru celelalte cărți să le citesc, nu s-a ivit și asta este. Și adevărul este că mi-au luat ochii foarte multe cărți care au apărut pe parcursul anului. Cum a fost Menajera, Camerista, Chiriașa tăcută, Falling, cărți foarte frumoase pe care eu nici nu le aveam în vizor la momentul la care am făcut clipul ăla, pentru că nu știam de ele, habar n-aveam de ele. Și la fel, cu siguranță la fel o să fie și anul ăsta. Dar doar pentru fan avem clipul și anul ăsta cu 24 de cărți pe care îmi propun eu să le citesc până la finalul anului. Dacă ajung la ele, bine, dacă nu ajung la ele, iarăși nu e nicio problemă, nu moare nimeni, nu o să mă opresc din citit, nu o să consider că sunt cel mai rău om de pe lumea asta pentru că nu le-am terminat și pentru că nu m-am ținut de lista asta. Deci este pur de joacă clipul ăsta. Știu că Ildicon spunea la fel că ei nu-i place să facă genul ăsta de TBR-uri pentru că nu se ține de ele. Nu este nici o problemă dacă nu ne ținem de ele. Adică puteți să-mi spuneți și voi în comentarii și chiar vă invit să-mi spuneți ce v-ar plăcea să citiți anul ăsta, ce cărți, la ce v-ați gândit voi că ați vrea să ajungeți anul ăsta și dacă ajungeți la fel, dacă ajungeți la ele, bine, dacă nu ajungeți la ele, nu este nicio problemă, nu o să vă condamne nimeni. Aici este un safe space în materie de a citi și de lectură și nu o să vă condamne nimeni și nu o să vă judece nimeni că nu le-ați citit. I promise. So, așa. Înainte să încep să intru în lista mea cu 24 de cărți pentru 2024, îmi place mult cum sună treaba asta, o să vă zic că 1. N-am introdus niciuna din cărțile pe care le-am avut în lista de anul trecut. Deci am făcut lista de la zero, e fresh. Asta nu înseamnă că nu vreau să ajung la acele cărți. Ba da, dacă mood-ul meu, cheful meu și starea mea o să-mi permită și o să vreau să ajung la ele, voi ajunge. Și dacă va fi să ajung întâi la cărțile alea în detrimentul ăstora, se la vi. Apoi, un alt obiectiv pe care l-am, deja vi l-am menționat, și anume că numărul de cărți la care aș vrea să ajung anul ăsta, să le citesc sau măcar să ajung la ele, poate sunt DNF-uri, o să fie tot de 70 de cărți. Deci dacă anul trecut am ajuns la... Pentru mine e un record. Eu sunt un cititor lent, eu citesc greu, eu mă bâlbâi mult chiar și când citesc. Prin urmare, îmi este greu să citesc repede. Sunt rare situațiile în care termin o carte în două zile, așa că
Dacă, Doamne ajută, reușesc să termin 70 de cărți sau să ajung la 70 de cărți și anul ăsta eu sunt mai mult ca fericită, evident mă voi folosi și de Voxa, dar am și cărți fizice la care vreau să ajung. Apoi, un alt mare obiectiv al meu, odată cu Notion, este că vreau să ajung la un procent de citire măcar de 60% din cărțile mele, 60-65%. O spun pentru că sunt realistă și pentru că în momentul de față sunt la 49-50. Depinde cum fluctuează în funcție de ce citesc din bibliotecă și ce mai cumpăr. Și eu știu că pe parcursul anului voi mai cumpăra cărți și nu o să mă pot abține și nu știu ce. Și așa că procentul ăla nu o să se apropie foarte curând de 100% din moment ce tot cumpăr cărți. Dar vreau să ajung măcar la 60-65%. Deci să am o proporție de 65% de cărți din cărțile mele din bibliotecă citite. Acum, să v-am zis, sunt 49-50, depinde cum în ce zi mă prindeți. Așa, apoi o carte sau un autor pe care nu l-am aici în lista mea este Elena Ferrante și m-am gândit că poate anul ăsta este anul în care ajung și la ea. Nu știu, dar este un autor pe care mi l-am pus de mult în minte, nu l-am zis, dar poate, poate. Încă n-am ajuns, de 2 ani mă țin să ajung la Margaret Atwood și încă n-am ajuns la ea. Bine că am ajuns la Stephen King. M-am lămurit cu Stephen King, măcar. Tot așa, tot pe lista asta este și Bachman. Și nu știu dacă o să ajung la el iarăși. Nu știu, mă reține ceva legat de Bachman. Am văzut că vă place foarte mult, multora dintre voi și că este interesant. Ce se întâmplă acolo? Așa, dar e ceva, nu știu, în titlurile lui mi se pare că sunt foarte depresive cărțile. Mă înșel sau chiar așa este? În fine, este un alt autor pe care eu l-am de mult pe listă. Nu știu, poate ajung, poate n-ajung la el. Nu e nicio tragedie dacă nu ajung. Bun, și acum hai să începem. Am 14 cărți aici și mai am o listă de 10 cărți lângă mine. Și o să începem așa. Prima carte care era inevitabil și pe asta acum apare cum o citesc, abia aștept să apară și please, 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 Bookzone, să o traduceți imediat cum apare, cum ați făcut și cu Secretul Menajerei și este volumul 3 din seria Menajera de Frida McFadden, era să zic altfel, Housemaid is Watching You este o carte ce trebuie să apară anul ăsta. Nu știu exact când, nu m-am informat exact cu privire la data apariției sau dacă a apărut deja, parcă în ianuarie sau nu știu, în aprilie, nu știu, ceva de genul ăsta, dar sper să ca cei de la Bookzone să facă iară o treabă bună cum au făcut și cu Secretul Menajerei și să traducă cartea imediat și să apară imediat cum apare și în state. Fiindcă o vreau. Da, vreau. Vreau să văd în continuare ce face Milly, vreau să văd prin ce prostii mai se bagă, vreau să văd cum iese de data asta din încurcături și vreau să văd dacă iarăși autoarea ne arată că evoluează, pentru că eu n-am văzut o evoluție la autoare de la primul volum, care a fost roman de debut, by the way, la al doilea și aș vrea să o văd în continuare evoluând. După aceea, avem volumul 2 din Camerista. Da, celălalt volum, celălalt thriller, soft thriller pe care l-am citit anul ăsta, care mi-a plăcut foarte mult, cu Molly, cea autistă a noastră, personajul foarte simpatic. Se pare că o să avem volumul 2, deci se transformă într-o serie, pentru că Camerista a avut succes, se transformă într-o serie. Și volumul 2 se numește The Mystery Guest. Acum nu știu exact cum o să-l traduc în română, dar la fel sper din tot sufletul să fie cartea asta citită, să fie tradusă, pardon, cât mai repede, pentru că îmi doresc foarte tare să văd în continuare prin ce peripeții mai trece Molly, mai ales că este un personaj mai special, după cum am zis. Am cartea asta pe acum, fix în secunda asta, așa un brain fog și nu mai aduc aminte care e treaba cu cartea asta. Noaptea în care a dispărut. Ce este? De unde vine? L-am pus-o pe lista asta și e de undeva. E, cred că tot o continuare ceva la serie. Nu știu exact. I don't know. Nu mai știu. Dar, anyway, o caut și vă pun pe ecran, vă prindeți voi. Așa, după aceea avem lecții de chimie pentru că n-am ajuns anul ăsta la ea, o carte de care m-am tot ținut să mi-o cumpăr și am tot uitat. O am pe Voxa, dar
Am înțeles că e atât de simpatică încât sigur o să-mi pară rău dacă nu o să o am în bibliotecă. Prin urmare, vreau să-mi o cumpăr în variantă fizică. La fel, o altă carte pe care vreau să-mi o cumpăr în variantă fizică, de care am auzit și la Ștefania și de la voi, și anume Ofanim. Mi-a spus că este foarte frumoasă și că v-a plăcut foarte tare și vă cred pe cuvânt și prin urmare mi-a trecut-o pe listă. Iarăși o altă carte sau serie care a făcut, ca și cum n-aș fi început 150 de milioane de serii, da? Adică eu tot încep serii, dar de termina nu mai termin niciuna, nu contează, în fine. Așa, o altă serie care a făcut vâlva anul ăsta, adică în 2023, a fost Belladonna și vreau să citesc și eu. Acum, cu Belladonna am înțeles că toată lumea a căzut de acord că e foarte bună cartea, dar volumul 2 care se numește... O văd, da, efectiv, o văd în fața ochilor, dar nu vine să-i zic titlul. În fine, volumul 2 de la Belladonna, am înțeles că nu e chiar atât de grozav. Let me know dacă ați citit-o. I don't know. Da, oricum, sunt și eu curioasă, de măcar de Belladonna. După aceea, neapărat, vreau să ajung și la Yellow Faced a lui R.F. Kuang, pentru că este o poveste foarte interesantă. Mi se pare foarte interesantă povestea de aici, din Yellow Faced, cu două prietene care sunt ambele scriitoare. Una dintre ele are succes, cealaltă nu. Cea care are succes moare sau ceva de genul ăsta și prietena care îi supraviețuiește îi fură un roman și îl publică ca și cum ar fi fost al ei și brusc și dintr-o dată are succes. Și mi se pare foarte interesantă, nu știu, povestea asta. Sunt foarte curioasă cum se descurcă R.F. Kuang. Apoi vine volumul 2 din... Crima perfectă, Fată cu minte, Răzbunare cruntă, pentru că vreau să continui și seria asta. Cu siguranță o să-mi cumpăr ambele volume. Când voi cumpăra volumul 2, voi cumpăra și volumul 3, pentru că vreau să... Asta e o trilogie pe care chiar aș vrea să o termin. Și vedeți, aici am la trilogii, am și A fost odată inimă frântă, am și Caraval de terminat. Adică am, nu e ca și cum n-aș avea serii de terminat. Tot încep serii, nu-i problemă. Apoi, iarăși o serie care a făcut vâlvă mare, mare, mare pe tot internetul. Inițial, când am auzit pe toată lumea vorbind despre cartea asta, aveam impresia că e de mult apărută cartea, dar și că nu e așa de mult apărută, și anume Rival Divin, Divine Rivals. Abia aștept să ajung la ea, pentru că efectiv, am auzit de seria asta peste tot. Volumul 2 știu că nu este tradus la noi. Poate le cumpăr în engleză, poate le iau în română, nu știu, poate se traduce până ajung eu la Rival Divin, poate se traduce și volumul 2, dar măcar volumul 1 aș vrea să-l testez, să văd cam cum, despre ce e vorba. Că prea... Deci, ăsta a fost un fel de Babel. Cum a fost acum 2 ani cu Babelul, așa a fost cu Rival Divin anul ăsta, deci toată lumea e disperată după romanele astea. Așa. Și ultima din lista asta, pentru că lista mea de cărți cu reinterpretări din mitologia greacă se împuținează, Clitenestra. Este o carte pe care o am deja în wishlist pe Elefant și cu de curând vreau să ajung și la ea, pentru că mai am Circe din bibliotecă de citit și s-a terminat. Și chiar să mai ziceți dacă mai aveți reinterpretări din mitologia greacă care v-au plăcut, dar nu reinterpretări moderne. Adică eu nu vreau reinterpretare din mitologia greacă moderne, în zilele noastre. Eu vreau tot în zilele grecilor, practic, poveștile grecilor spuse, na, așa, și în care să găsesc cumva și legendele Olimpului amestecate. Așa, apoi, hai să trecem la cărțile fizice pe care le am aici și sunt, pentru că v-am zis că vreau să citesc destul de mult din biblioteca mea și să ajung la procentul ăla de 65%, mi-am ales destul de multe la care știu sigur că voi ajunge. Și anume, una dintre ele este Drowning de T.J. Newman. Am citit Falling, dacă vă aduceți aminte, în toamnă, iarna, la începutul iernii, care mi-a plăcut foarte mult. Este vorba de un pilot în Falling, un pilot de avion care este sechestrată familia și este șantajat. Ori prăbușește avionul, ori alege să-i moară familia și el trebuie să găsească o soluție. Și la fel și în cartea asta este vorba tot de un avion care ajunge să fie deturnat, cred că în ocean, sau să se prăbușească în ocean, se întâmple ceva și mergem pe același fir cu avioanele. Thank God că n-am fobie de chestia asta, n-am frică de avioane, dar da, la asta cu siguranță voi ajunge, pentru că mi-a plăcut foarte, foarte tare
Falling. Apoi, o carte de care voi nu știți și pe care o veți vedea într-un hol viitor cât de curând, și anume Spovedaniile unui preot ateu. Nu mai știu să vă spun exact despre ce este vorba în cartea asta, dar știu că mi-am pus-o pe wishlist la Elefant, fiindcă am auzit ceva, o frază interesantă din cartea asta pe TikTok. Dar nu mai știu să vă spun ce, nu mai știu să vă spun cum. Știu că instant cum am auzit de cartea asta, mi-am pus-o pe wishlist și am găsit-o și la reducere când am cumpărat-o și... da, trebuie să ajung, pentru că doar titlul, uitați-vă că doar titlul este super interesant și nu cred că e ficțiune asta, nu cred. Apoi o carte care nu are nicio treabă cu ficțiunea și la care știu sigur că voi ajunge, pentru că de-aia mi-am și cumpărat-o, tot așa o veți vedea în hol, este Taci și înghite, sau după titlul ei, după care s-ar putea să o știți în engleză, pentru că și eu am căutat-o după titlul în engleză și nu o găseam, nu-mi dădeam seama, adică era să o cumpăr în engleză, este Spoonfed în engleză și este o carte de Tim Spector, care este un specialist în nutriție și medic, ceva, nu știu, are mai multe din astea, are mai multe calificări și vorbește despre nutriție, despre industria asta alimentară și cât de toxică este și cum s-au făcut foarte multe studii, de exemplu s-au făcut studii plătite de companiile de cereale de porumb și astfel studiile arată că cerealele din fulgii de porumb sunt foarte sănătoși, când ei de fapt sunt zahăr. Vorbește foarte mult despre alimente care sunt benefice și alimente care sunt mai puțin benefice, despre raportul dintre dietă și sport, cât de mult te ajută sportul să slăbești, cât de mult te ajută dieta să slăbești și așa mai departe. Și e o carte pe care o vânesc de ani de zile și n-am ajuns la ea și anul trecut tot așa am auzit constant de cartea asta, constant. Și până la urmă zic, ia, hai să o cumpăr și la asta chiar neapărat trebuie să ajung cât de curând, pentru că mi se pare super interesant subiectul. Apoi, revenim puțin în lumea fantasy sau aventurilor, avem Bernard Cornwell, singura carte pe care o mai am în bibliotecă necitită de el și este unul din autorii de care m-am îndrăgostit anul ăsta și sper să continui cu seria aia cu Ultimul Regat, chiar dacă nu mai găsesc cărțile, să văd dacă le găsesc pe Voxa, mai sunt câteva cărți pe Voxa. Nebuni și muritori este un roman standalone al lui. Habar n-am despre ce este vorba, cred că e ceva legat de reinterpretări din Shakespeare, s-ar putea să o confund cu o altă carte, nu mai știu, v-am zis că eu am obiceiul să uit foarte repede când îmi pun cărțile pe wishlist sau așa, am obiceiul să uit repede despre ce este vorba în cărțile respective, aș putea să citesc sinopsisul, bineînțeles, dar nu vreau, tocmai pentru că nu vreau să fie spoiler, fiindcă mi-am creat acest obicei de a asculta lucruri pozitive sau de a asculta despre cărți, chiar și spoilere, că de-aia nu mă deranjează să ascult spoilere și după aia instant aia. Efectiv, deci cum le-am trecut pe lista mea de want to read pe Goodreads sau le pun un wishlist pe Elefant sau așa, instant parcă mi se șterge memoria. Deci instant uit, mi-am antrenat mintea în așa fel, astfel încât să uit repede despre ce este vorba în carte, să fie o surpriză tot timpul. Așa. Și nu știu exact despre... Dar bănuiesc că este tot ceva, aventură, nu știu, dacă e Bernard Cornwell și dacă este în stilul în care a scris Ultimul Regat, I'm happy. Apoi, o carte iarăși la care o să ajung cu siguranță, pentru că mi se pare foarte, foarte interesantă și știu de la Ildico deja că este frumoasă și a câștigat premiul pentru cea mai bună ficțiune, parcă, și pentru roman de debut, premiul Goodreads pentru cea mai bună ficțiune și roman de debut, sau ficțiune istorică, pardon, ficțiune istorică, Femeile Wayward, de Emilia Hart. Este tot așa o carte cu... trei generații de femei care moștenesc un blestem sau li se întâmplă ceva, în orice caz. Foarte interesantă și mi se pare foarte, foarte faină și v-am zis că mai am doar Circe de citit din mitologia greacă. Pe asta nu știu dacă am pus-o în lista de anul trecut, s-ar putea să fiu pus-o și anul trecut în listă, nu știu, nu mai țin minte, dar în orice caz, chiar dacă am pus-o anul ăsta, cu siguranță o să o citesc, o să ajung la ea, deci asta este un must, pentru că v-am zis, este singura. Este cam mic scrisul, e cam înfiorător scrisul, că e mic. Că e și cartea asta minusculă, dar atât de greu am găsit cartea asta, de nici nu aveți idee. Așa, și la asta cu siguranță voi ajunge.
cum ziceam, n-am început suficiente serii și așa că mai încep o serie și anume Frăția Corbilor sau Six of Crows, cum știți voi de seria asta în, în engleză. Da, foarte interesantă carte. Ce am auzit până acum despre cartea asta, tot așa, fantasy, ar trebui să fie fantasy de aventuri, ceva foarte, o serie care, de fapt, a fost inițial o trilogie și cred că s-a extins după aia, nu mai știu, dacă ați citit seria asta, let me know, spuneți-mi cum vi s-a părut. Apoi, iarăși o carte la care am promis că ajung neapărat anul ăsta, deci e, v-am zis, am multe cărți la care chiar cred că o să ajung, deci cu siguranță numărul va fi mai mare pentru la final de an din lista asta, I promise you, nu că ar trebui să ne ținem neapărat. Societatea londoneză de spiritism, o altă carte interesantă, doar după nume mi se pare super interesantă cartea asta și vreau să ajung la ea pentru că chiar pare super, 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 super interesantă și tot ce are legătură cu vrăjitoria și cu perioada aia a Angliei când era turbată să omoare femeile cu vânt care sunt suspectate de vrăjitorie. Mi se pare fascinant. Apoi, Cele 7 luni ale lui Mali Almeida. Uitați-vă cât e de drăguță în coperta. Trebuie să ajung și la asta neapărat. Și asta este o carte tot de la Bookzone. Da, neapărat, neapărat, neapărat vreau să ajung la ea pentru că... Și că a luat premiul în Booker 2022. Splendid! Așa, super interesant și cartea asta. Tot așa un fantasy, realist, magic, ceva de genul ăsta. Îmi place. I'm here. Încă o carte care nu este ficțiune. Și este o carte tot așa utilă și se numește Lifespan. Este în română. În ciuda titlului este în română. Cartea este tradusă în română. Tot așa aveam așteptări să nu fie. Este scrisă de Dr. David Sinclair. Nu știu dacă știți de Dr. David Sinclair. Este un specialist în neuroștiință de la Harvard care în prezent duce... de mulți ani face un experiment cu nicotinamidă și pe a ajuns în momentul de față să experimenteze inclusiv pe el, pe oameni. Nicotinamidă fiind o versiune de B3, de vitamina B3, care se pare că la nivel microcelular, la nivel în nivelul celulei, ajută celula să se mențină mai sănătoasă și să se regenereze și practic, mă rog, și vorbește aici despre suplimente și nu numai despre suplimente, despre tot procesul ăsta prin care a ajuns la concluzia că nicotinamida, unii zic că te întinerește, nu neapărat că te întinerește, ci te menține sănătos. Asta în condițiile în care respecti niște reguli din alea foarte boring, adică să mănânci sănătos, să faci sport, să dormi, să nu bei alcool și așa mai departe, da? Dar dacă iei acele suplimente, s-ar putea să ajute mai mult la regenerarea organismului și eu sunt foarte interesată de treaba asta pentru că mi-aș dori, dacă se poate, să nu vorbesc prea curând. Așa, dacă l-ați urmărit pe TikTok sau ați urmărit bucăți din interviurile lui pe TikTok, este foarte interesant cum vorbește el despre subiectul ăsta și vreau să ajung neapărat la carte. Apoi, nu știu dacă neapărat cu cartea asta voi începe, pentru că voi îmi tot spuneți să nu încep cu cartea asta, dar eu mă ambiționez, nu știu, poate o să încep cu testamentele lui Abraham Lincoln. Vreau să ajung la Igor Bergler anul ăsta, pentru că este un autor român. Știți, știu, mult, după nume n-ați zice că e român, multă lume are reacția asta, dar este un autor român din Deva, chiar. Și vreau să ajung să citesc măcar unul din romanele lui, că am înțeles că sunt foarte interesante, adică sunt foarte faine. Eu am aici Minciuna lui Michelangelo, dar cred că, după cum mi-ați zis voi, este volumul 2. Eu l-am auzit vorbind pe el într-un interviu despre Minciuna lui Michelangelo și te-am cumpărat cartea. Adică mi s-a părut interesant cum vorbea despre carte și zic ok, splendid, o iau. Dar se pare că prima carte din serie, deși nu cred că au legătură una cu celelalte, să-mi ziceți dacă au legătură. Că dacă n-au legătură, cred că pot să încep și cu volumul 2. Dar o să cumpăr și testamentele lui Abraham. Dar anyway, Igor Bergler. Deci iarăși unul din autorii la care chiar vreau neapărat să ajung.
Una din cele mai vechi cărți de la mine din bibliotecă, bine, exceptând alea de la Adevărul și, mă rog, alte cărți mai vechi, pe care le am și pe care nu le-am citit și dacă tot am auzit-o pe Ștefania, tot anul vorbind de seria asta, zic, dar de ce n-aș mai începe eu încă o serie, că și așa n-am început destule, adică, da, tocmai ce vorbeam de una, este Cormoran Strike. Așa, și am aici Chemarea Cucului, care este prima carte din seria Cormoran Strike. Dacă aș ști de când, cred că am cartea asta de când a apărut. Cred că am cumpărat-o într-un impuls din ăsta că era în vogă și o vedeam la toată lumea pe internet. Nu știu, habar n-am, nu mai țin minte. Cert este că mai are și câteva mici problemuțe pe aici, cartea asta. Habar n-am. Dar poate ajung la ea anul ăsta? Poate? Asta este o carte în privința căreia sunt destul de indecisă. Dați-mi voi așa un imbold, eventual, dacă ați citit seria asta, cum vi s-a părut. Parcă țin minte că am început odată și nu m-am ținut de ea, nu mai știu nimic, dar mai începem încă o serie. Dar de ce nu? Dar de ce n-am mai începe încă o serie? Iarăși, o carte care sună absolut fabulos și am luat-o numai pentru că sună atât de bine titlul și cât de curând ajung la ea, Arta Regală a Otrăvirilor. Deci ceva mai frumos de atât pe lumea asta. Ce poate să existe decât să știi să stăpânești arta de a otrăvi oameni fără să fii prins? Este absolut super. Glumesc, evident. Nu săriți, nu chemați poliția. Glumesc, evident. Dar pe mine știți că mă fascinează subiectul cu psihopați, cu criminali în serie, cu tot felul de criminali în general, așa. Și îmi plac și thrillerele unde sunt criminali în serie. Prin urmare, de ce n-aș lua o carte, de ce n-aș citi o carte care se bazează chiar pe povești reale, să spunem, și mai ales că otrăvirea chiar a fost ridicată la rang de artă într-o perioadă, așa că, da, cu siguranță. Și ultima carte pe care o am în seria, în această listă, este o autoare pe care am descoperit-o pur întâmplător anul ăsta și am ascultat două cărți deja anul ăsta de ea și mi-am dat seama că am o carte în bibliotecă și trebuie neapărat să citesc și cartea din bibliotecă și mai am... Noaptea în care a dispărut este tot de ea. Acum mi-am dat seama. Da. Noaptea în care a dispărut este tot de Lisa Jewell și este autoarea cu care am început anul. Spoiler alert pentru final de an. Este autoarea cu care am început anul și care mi s-a părut absolut fabuloasă. Este minunată. O iubesc deja, o iubesc. I-am citit două cărți și mai am câteva. Și asta este Cineva te urmărește. Este... o carte pe care am luat-o pur întâmplător, am citit cred că câteva rânduri din sinopsis și mi-a plăcut și zic ok, hai cu mine. După aia am dat de Vox, pe Vox am dat de ea și zic că come to mama, am ascultat două cărți, în trei zile am ascultat două cărți, atât de mult mi-a plăcut. O să vedeți la final de ianuarie și da, trebuia să intre, dacă am o carte și cu aia cu noaptea în care a dispărut, da. Yes. Deci asta sigur voi ajunge. Deci am așa, cel puțin din cele 14 cărți fizice pe care le am, am una, două. Vă zic, hai să facem un pronostic. 2, 3, 4, 5, 6, deja suntem peste medianului trecut. 7. Deci, măcar la 7 din ele ajung. Măcar la 7 din cărțile de aici, fizice, ajung. Deci, cel puțin 7 voi citi, ceea ce înseamnă că deja din start sunt peste lista de anul trecut. Dar, dragilor, cum am zis, spuneți-mi și voi în comentarii ce vreți să citiți anul ăsta, ce v-ați propus, chiar și ca stil, ca gen literar. Ce faci, Udi? Te-ai trezit? Te-am deranjat? Mă scuzi. Așa, chiar și ca genuri literare, nu știu, chiar și ca zonă, vreți să citiți mai mulți clasici, vreți să citiți mai mult SF, vreți să citiți mai mult de cărți de dezvoltare personală, nu știu ce înțeles acolo, dar trebuie să fie dezvoltare personală. Așa, sau chiar dacă ați citit, sau... Da, mami! Da, iubitul meu! Așa. Stați așa că mi-a venit un pui, așa, pe care nu l-ați mai văzut de mult, dar uitați-l, este aici. E puiul meu.
Da, l-a trezit Happy Călătră. Dacă ați citit vreuna din cărțile astea, puteți să-mi spuneți părerile voastre, chiar și cu spoilere, că știți că uit, am o memorie scurtă, prin urmare. Da, puteți să ne spuneți. Noi vă pupăm. Dă un pup. Zimini, dă un pup acolo. E prea puternică lumina. Dă un pup acolo. Vă pupăm. Noapte bună. O seară frumoasă. Pa, pa. Și ne auzim în clipul următor. Ciao, ciao!